Caz șocant la Petroșani, o fetiță de numai șapte ani, dispărută în urmă cu o săptămână de acasă, a fost găsită în condiții groaznice într-un cămin dezafectat din vulcan. Tatăl fetiței a alertat poliția în urmă cu mai multe zile. Acesta le-a spus polițiștilor că fica sa a plecat din fața blocului în care locuia, împreună cu un bărbat, după pomană de ziua morților și nu s-a mai întors acasă. După mai multe zile de căutări, polițiștii au reușit azi noapte să o găsească la 12 km de casă. În cursul nopții, în urma activităților investigative și de căutare, polițiștii au găsit fetița de ani dispărută în data de 1 noiembrie anul curent din Petroșani. Aceasta se afla în incinta unui cămin dezafectat din municipiul vulcan împreună cu bărbatul cu care a plecat din fața blocului. Din primele verificări se pare că fetița nu a fost victimizată în vreun fel. Aceasta a fost transportată la spital pentru evaluarea stării de sănătate, transmite poliția Hunedoara. În acest caz a fost sesizată și Autoritatea de Protecție a Copilului pentru efectuarea unei anchete sociale, iar polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal deschis pentru lipsire de libertate în mod ilegal. La căutările efectuate în mai multe localități din Valea Jiului au participat peste 50 de polițiști, jandarmi și polițiști locali sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale.